După ani de suferință, de Ștefania Vasile. După ani de suferință și atâta așteptare, o bătrână hotărăște să se ducă în lumea mare. Sărbătorile s-aproape, vrea pe toți să-i adune, să-i așeze iar la masă, să-i strângă de prin lume. Ia ciumbar de sărbătoare peste tâmplele ei albite și veșmântul nou din ladă pentru locurile sfinte. Cu opincile în picioare se porni maica bătrână cu boceaua la spinare și bastonul într-o mână. Și tot merge pe o cărare, ce nu știe unde duce, caută cu ochii în zare încotro să o apuce. Tremură, că-i frig afară și este slăbită tare, de când i-au plecat copiii, n-are poftă de mâncare. Peste fața ei uscată viața a făcut cărări, ochii ei se caz de lacrimi ce au curs de atâtea ori, par să spună o poveste dintr-o viață de demult, în care sărmana maică toți copiii și-a crescut. N-avea mulți, numai vreo 7, pentru ea erau puțini, muncea mult, să aibă de toate, să nu ceară la vecini. Trecea hainele purtate de la mare până la mic, iar de multe ori sărmana nu băga în gură nimic. Mult se bucura măicuța când vedea că ei feciori au crescut și sunt de acum educați și muncitori. Se gândea că bătrânețea, când la dânsa va veni, va găsi-o fericită lângă ei iubiți copii. Dar nu-i planul cum se face și nici prețul ca la piață. Câte mame nu făcut au planuri ca și ea în viață. Bătrânețea a găsit-o singură în odaia ei. Copiii muncesc prin lume, la străini, pe 2-3 lei. E sătulă să aștepte, iar durerea ei e mare și cu dorul mare în suflet a luat lumea la picioare. Nu mai vrea singură în casă să mai stea de sărbători, merge ea cu colindatul la iubiții ei feciori să le cânte la fereastră un colin cu lerui ler. Poate i-or deschide ușa și apoi ce-o vrea cel din cer. Vrea să ajungă la copiii ce odată i-a crescut. Pentru asta, beata mamă are mult de străbătut. Tu, român, plecat prin lume, azi în prag de sărbătoare, nu uita că în lumea asta ai o mamă și un soare. Mergi de îi deschide ușa cu colind, sărută-i mâna, cere-i un genunchi iertare, fiindcă mama-i numai una.